Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars și cum ne place nouă decât cu lucruri gratis, pentru că este Crăciunul, vin sărbătorile și știți bine că cei de la Brawl Stars au zis că o să ne recompenseze pentru cei care nu am făcut bagul acela cu trofii răudă și nu am luat reward-urile de aici, o să ne recompense cu reward-uri, bine! Deci înseamnă că l-avem gratis pe Chester, nu am vrut să dau absolut deloc niciun gem pentru că eu efectiv am fost revoltat. Doar pentru faptul că eu nu am intrat atunci în ziua update-ului și nu am reușit ca să profit de acest bug de a lua reward-urile de la Trophy Road, eu am fost revoltat și am zis, bă, nu voi da absolut deloc niciun gem, o să revin eu după aceea cu un episod în care o să le iau pe Chester. Bineînțeles că l-am deblocat deja și am făcut misiunea pentru Gray și eu, după cum se vrea, o să-l maxăm și pe contul acesta, deci o să luăm pe Chester, o să-l maxăm pe Chester, maxăm pe Gray, absolut tot ce trebuie, pe lângă faptul că dacă vedeți voi aici, a venit skin-ul Krampus Ash gratis pentru mine, le-am dat și la câștigător pentru că știți bine că eu de fiecare dată când dau ceva, nu mint, când dau ceva gratis și că e pe Stumble Guys cu gemuri, Stumble Tokens și că e pe Brawl Stars, totul e legit și niciodată nimeni nu a venit să zică că bă, Madaline, tot ce ai făcut tu, adică extragele astea sunt fake. Nu, vedeți că este în timp real și uite chiar până să începem, v-aș ruga din suflet să dați acolo un mare, mare like pentru că mă ajută foarte mult și dacă vreți să mai vedeți episoade de Brawl Stars pe canal, vă mulțumesc din suflet pentru cei care sunteți alături de mine la Brawl Stars. Codul Mădălin pe șopan să-l aveți în permanență pentru că indiferent de situație, el expiră odată la săptămâna și vă poartă mai mult noroc, deci e bine ca să-l aveți acolo pe șopan și să vă abonați la canal pentru că este gratis. Acum, fără să mai prelungim, haideți prima și prima dată să dăm noi pinul acesta pe care l-am primit gratis pe Ash și dăm BOOM Krampus Ash-ul care 79 de gemuri și eu l-am primit gratis. Nu cred că a venit încă pe shop. N-a venit, ok. Avem 60 de token double, ăsta este shop-uri gratis. Și bă, sincer să fiu acum, pe bune, Broly Days Freebies ăsta de ne dăm fiecare zi reward-uri, bă, sunt foarte slabe, bro, adică îmi dă 200 de coins-uri, vorbesc serios. Eu aștept o zi ca să primesc recompense de la de Crăciun cu doar 100. În fine, avem și 4000 de coins-uri, dar sincer nu prea am nevoie, adică de fapt 200 de coins-uri mai devreme. Și acum ia să vedem ce se întâmplă când dăm pe aceste credite. Deci eu mai am lipsă aici, deci 1375 din 1900, mai am lipsă foarte puțin. Și ia să vedem, îl deblocăm pe acest instant. Ia vezi! Și acum ar trebui să fie animația specială pentru deblocarea lui Chester! Bine mă! Gratis! L-am luat pe Chester! Nu din prima zi că n-am profitat de bug, dar important e că ni l-a dat gratis. Cred că o să regrete foarte mult, adică au regretat foarte mult faptul că nu au rezolvat acest bug. Mulți au profitat și acum au trebuit să ne dea credite gratis. Ia vezi că se pune și la Global Fame. Cred că mi s-a pus, ok, mi s-a pus pe profil aici faima. Uhu, trebuie eu ca să mai dau foarte multe din astea ca să-mi poată face acolo steluțe, dar nu mă interesează. Și acum ce mai avem? Astea, powerpoint-urile, dar eu din păcate am 4000. O să vă arăt și pe cont secundar că eu am trecut deja de 4000. Bă, skin-ul, trebuie să-mi vină skin-ul pe Chester. What? Pinuri la câte gemuri? Na, nu mulțumesc. Nu am nevoie de aceste pinuri, pot trăi liniștit. Da, mă, uite că a venit. Ăsta nu. 149 de gemuri, mult prea mult. Dar pe Dark Chester, sincer, o să-l cumpăr cu codul Mădălin pe șopan, v-am zis, indiferent de situație. Dacă faceți vreo cumpărătură, ceva, uite. Îl luăm chiar acum. Dacă tot l-am deblocat, moca. Înțelegeți ce vreau să zic? Așa. Haideți să luăm pe Chester pe fundal. Gata, am toți brawlerii deblocați, frățiorul meu. Îl luăm cu skin. Bam. Și acum tot ce trebuie să facem noi este așa. Bam, bam, bam. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aolo, nu mai avem. Ia vezi mă că zice ca să dai gemuri, 40 de gemuri. Eu need 200 de... Bă, ce ai bă, e nebunit? Când vreodată? Când vreodată când noi vom face treaba asta? Și acum... și pe lângă faptul ăsta mi se pare că avem și la Club Shop. Te pup, Brawl Stars. Ești fratele meu. Ești surioara mea, Brawl Stars. Ia să vedem aici, nu mai am nevoie de misiuni, nu mai pleacă cu ele. De așa ca să dăm noi upgrade în continuare pe Chester. Boom, level 11 și nu e tot. Pentru că noi dacă suntem în bani rău de tot, că avem coinsuri, adică am 128.000 de coinsuri, efectiv n-am ce să fac cu ele. Mergem frumos și facem asta. Pentru că altă modalitate nu mai e ca să mai... Nefiind boxurile pe joc, tu nu mai poți să mai ghige Star Power decât dacă dai coinsuri pe ele. Luați-o pe asta, luați-o pe asta. Și acum mergem la gear. Și dăm, bineînțeles, viteză împreună cu damage, că astea sunt cele mai bune. Cred că s-ar putea să meargă și scutul și pentru că am bani rău de tot și sunt șmecher, le dau pe toate. Pentru că nici nu simt, bro, la câte coinsuri am, nici nu simt. Și da, viteză cred că cu damage este cel mai bun. Și gata, l-am maxat pe Chester. Și o să revin și pe codul secundar să vă arăt că o să-l maxez și acolo. Dar asta nu-i tot, pentru că noi mai avem aici la Gray. Nu mai am powerpoint-uri, ce păcat, dar important este că vom da aici, frumos, din nou.
gol de anul blană. Doamne, ce a ajuns Borussia în 2022 spre 2023 chiar. Adică voi vedeți înainte când deschideam și noi niște boxuri, stăteam cu emoții, mă duceam pe WC-ul ca să am emoții, să împice bro un Gage și un Star Power și un Brawler din boxuri. Acum trebuie doar să ai coinsuri și nu mai ai nicio bucurie pentru că doar dai un click, un click, un click și ai maxat Brawlerul. Nu, bro, sau ai gemuri, gemuri sau coinsuri și gata, contul tău este exact cum trebuie. Bun, acum ce trebuie să fac este să iau PowerPoint-uri din nou de aici. Și exact cum vă spuneam mai devreme, acum nu trebuie să dau un click, trebuie să iau bam, bam, două clicuri, trei clicuri ca să mă întorc înapoi. Și uite așa voi face în continuu, până voi lua PowerPoint-uri destule, astfel încât să dau la grey upgrade, ia să vedem, 890 și cât am aici? 20, deci mai trebuie încă de 15 ori. Deci fiți atenți aici, mergem așa frumos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și mai am încă o grămadă de club. Mamă, 11.999, wow, cum e asta? Și acum mergem frumos, dăm pe el și salut tot contul full maxat cu toți brawlerii. Dar dați-mi o secundă pentru că trebuie să facem același lucru și cu grey, nu credeți? Aici la grey cred că tot viteză cu damage sau poate chiar merge și scutul. Și gata. Și skin-ul am aici, tot ce trebuie. Asta. Ia uite cum apare un cont. Nici pe private n-aveți așa ceva. Sau poate că aveți. Uitați-vă și voi. Trebuie doar să mai fac rank 30 pe Sam. Ok. Pe Sam, pe Buster și pe brawler ăștia noi. Probabil că o să facem niște live-uri maratoane dacă cumva doriți. Ah, da, și mai avem și Chainsaw Buster skin-ul pentru că l-am ținut aici pentru episod. Și pinpack nesemnificativ. Pinpack-urile în 2022 nu mai sunt absolut nimic, adică nu mai contează absolut deloc, sincer. Da, și uite, mergem și luăm și pe și skin-ul aici și pot spune că contul e complet gata. Adică doar singurul că este să revenim noi după aceea să jucăm puțin cu acest brawler grey, dar și cu Chester pentru că e prima dată când îl voi juca. Și am revenit și pe contul secundar pentru că și aici, ce credeți, avem niște surprize frumoase de la Supercell. Avem 1100 de credite cu coinsuri, cu tot ce trebuie, hai să luăm coinsurile, 4000 cu 2200, de ce atât de mult aici? Da, 200 de coinsuri, avem un pin care e degeaba. Nu știu ce mă bucură pe mine că îmi dă pinul ăla gratis, că nici măcar nu e animat. Și aici am 1105 din 1900. Ce credeți? Și pe contul acesta o să-l deblocăm pe Chester. Dar voi ați văzut că durează 14 zile ca să puteți lua aceste credite? Deci nu poți să le ții tu acolo pe show pentru următorul brawler ca să te poți folosi de credite. Bine, următorul brawler e cromatic, deci n-are logică. Ia, se pun astea creditele și la faimă. Totul bine, mersi. Avem și token doublerul ăsta gratis, Daniel dă în fiecare zi. Masco Daryl cu 39 de gemuri. Interesant, interesant. Ia să vedem, tăticu. Aici, ce ne vom face noi? Da, și ce vreau să vă arăt este că... lol, mie mi-a dat coinsuri pentru că aveam full powerpoints-uri, no way. De asta mi-a dat coinsurile alea, bro, de 2200. Bă, ce porcărie. Da, asta e, nu contează. Oricum am și aici 12.000 pe Club Shop. Acum, haide să intrăm. Ăsta la max power îl am. Pe Chester trebuie să dau upgrade. Pe Chester, tăticu. Boom, boom, boom. Și gata? Așa de ușor? Și cu câte mai rămân? Cu 380 de... Bă, du-te de aici! Bun, gadget. Star power. Aici nu o să cheltui foarte mulți că nu am bănuți. O să dau decât pe viteză și pe damage. Aoleu, am dat pe healing greșeală. Ce mai contează? 1000, ori cu 1000, ori fără 1000. Și gata! Îl avem și aici maxat complet pe Chester. A, și uite aici ce tare. Când ai powerpoints-urile destule, da, bă, pentru că am avut powerpoints-urile destule din boxuri, mie îmi dă decât cu gold. Deci doar gold mai trebuie ca upgrade. Mai am ceva brawler într-adevăr ca să-i upgrade și pe contul ăsta și am nevoie de gold. Dar într-adevăr, cam asta este. Grey-ul am și aici maxat full. Gat. Easy. Mai am powerpoints-urile astea de luat de aici. Astea că sincer cred că pot să le iau pentru că se stachează automat. Da. Și nu mai am ce să mai fac cu ele. Trebuie să termin pe-ul neapărat probabil pe un live. Trebuie să reveni și pe al treilea cont. Și după cum observați și aici avem credite, dar am decât 900. Ah, 900, da, ok, am înțeles, pentru că eu am decât 21.000 de trofee pe contul acesta. 265 din 1900. În regulă, ia să vedem cu 900 de credite unde voi ajunge. Voi ajunge să am 1165, da, exact. Deci aici eu, din păcate, nu pot.
nu poți să deblochezi aici, ne dă credite gratis. Da, nu pot pentru că eu nu am PES-ul terminat și trebuie să joc la misiuni ca să mai deblochez de pe aici. Uite, Chroma credite. Trebuie să mai deblochez credite o grămadă. Și de abia atunci după ce voi debloca și voi termina PES-ul, pentru că uitați-vă câte misiuni am pe aici. Bine, pe lângă faptul că trebuie să joc și pentru acest grey, atunci o să-l deblochez pe acesta. Trebuie neapărat pentru că nu știu cât o să mai dureze 50% oferta asta. Neapărat trebuie să mai jucăm la misiuni pe contul ăsta, să nu-l las singur și pe el. Iar în rest, câți brawler? A, deci mai lipsește decât Grey din misiune și Buster de la tier 30. Bine de tot, bro, respect și pe contul ăsta. Wow, cât de tare este acest lucru. Faptul că eu am la misiune 3 battle-uri și chiar la solo. Și bineînțeles că acest brawler o să-l testez la solo. Adică, pe bune, aș vrea să-l pușez că se poate de mult la solo. Și după aceea să intru la 3v3 pentru că vreau să fac un rank 30 cel puțin. Am văzut că deja ăștia au făcut rank 35. Merită ca să joci cu el. Ia să vedem tăticu. Putem să dăm și splash. Nu, că splash-ul nu te ajută foarte, foarte mult. Bă, dar dă un damage extraordinar de mare. Extraordinar, bro. Și uite, și viteza. Da, tu poți să dai hit-ul ăsta ca să poți da al patrulea și să te duci pe bus și să-i omori pe ăștia din prima. Ia, avem 4 hit-uri acum, nu? Ok. Ia, intrăm pe bus și dăm one shot la cineva. Ia, fiți atenți la asta, Penny. La Penny. Easy. Vreau să dau hit-uri să mai am cel cu 4. Ia, fiți atenți aici. Bro, l-a bătut pe el primul din 2 hit-uri. Come on, man. Dar trebuie să ai grijă foarte mare. Foarte mare ca să ai hit-ul. Ia, fiți atenți aici, fiți atenți. A, și mai am și super-ul, ce credeți? Da, tare. 5500 de damage, uitați-vă cât de rapid este match-ul. Deci, bro, e prea de tot brawl-ul ăsta. Și acum eu n-am emoții la nimeni pe buși. Numai la Shelly dacă ar fi cu super-ul încărcat. Dar rest eu n-am emoții, bro. Îi dau one shot la oricare e aici pe bush. A, e Roza, nu o să-i dau one shot. Am mai pus și super-ul. Bro, brawler-ul ăsta e prea de tot. Deci e mult prea de tot. Am terminat și misiunea acolo pe club. N-ai ce să-i ceri. A, da, și încă o chestie ce vreau să vă menționez este că dacă tu ai terminat PES-ul și ai creditele alea la final, cel mai bine și cel mai bine este să le lași pentru următorul sezon. Mamă, ce damage dă acolo Dynamite. Cel mai bine este să le lași pentru următorul sezon că va veni un nou brawler, dar următorul brawler o să fie cromatic, deci nu o să te ajute atât de tare. Sincer, adică nu o să mai vină cu credite prea curând următorul brawler. Ia să vedem tăticul pe ăștia. Se bă băieții mei, bă, dar e iurea că nu poți să dai... Ia, ce-i ăsta? Ah, nice. 602, 602, 602. Oricum murea. 5184 în chest, bro. N-ai, bă, n-ai ce să zici de brawlerul ăsta, sincer. 7300, bă, nu era hit-ul cu 4. Dai să mai dau un hit așa, ăsta sunt 2, acum am 3-4 imediat. Trebuie ce mai bine și mai bine să posesc 3 cu 4. Salutis. Dăm un hit ca să n-am pe cel cu 2. Ce-i ăsta? A, să-l pot opri pe loc. No, 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 no. E prea rapid ca să pușesc cu el. Eu aș vrea să joc. Facem un maraton de live pe săptămâna viitoare sau poate chiar în weekend, să vedem. Dar în weekend nu prea avem când. Mâine o să vină turneul meu și nu prea avem. Ia, fiți atenți. 2, da? Ne bătem? Ne bătem, tăticu! Tare, tare, tare. A, vreau să dau gadget-ul pentru că nu-mi place. Uite, mai bine superul ăsta. Să folosim și gadget-ul puțin așa, nu credeți? A, pare că l-am folosit, dacă e. Ăsta e ca să-i dau stun? Oh, no, nu l-am prins. Am dat în perete acolo. Nicio problemă, nicio problemă. Trebuie să dau un hit, ăsta este cu 1. Și mai vine cu 2 și după aia cu 3. Mai gândește-te încă o dată, Penny, dacă vrei să intri în mine. E mult mai amuzant brawlerul ăsta decât Grey, bro. Mult, mult mai caterincă. Un hit, acum am 2 și acum voi avea 4. 4 hitane. Ia du-te băi tu de aici. Ia. Jackie, vreau să văd ce super am, ok? Să dau cu super în tine să văd cam cât damage. Bun, tăticu. Am ăsta de spart pereții. Hai că am dat dacă e. Bravo, Jackie, ești tare, ești tare. Am terminat și misiunea. Ia, uite, acum cred că pot să vă dovedesc eu cu creditele, odată ce am terminat misiunea. Deci,
Eu acum, indiferent de situație, nu mă voi duce și nu voi lua astea de la final pentru că se vor pune punctele de la faimă. Și mai bine le stachez aici, creditele și coinsurile și powerpoints-urile, că n-am nevoie de ele, sincer. Și le voi staca pentru următorul brawler care o să vină. Dar acum întrebarea e următoarea. Credeți că o să ne mai lase ca sezonul ăsta 15 să putem da noi collect în următorul sezon? Da! Pentru că apare și aici previous season. Și cred că o să te lase cu un singur sezon ca să-l poți lua. Deci cel mai bine este să le lăsați aici. Vreau să mai dau meci după aceea să intrăm și cu Grey. Pentru că brawlul ăsta cu siguranță o să-l pușem noi pe live. Acum de ar fi să mă joc, mă jucam în continuu și aș face win în continuu, clar. Și nu avem de ce să pierdem timpul. Timpul acesta. Timpul este prețios. Ia. Doamne, bro, n-ai ce să zici. Ia, fiți atenți. Easy, Shelly, easy. Bă, și Shelly a bătut chestul și l-a lăsat aici. Ce, Doamne, iartă-mei cu viața boților ăstora. Era cel cu 4. Hai să dăm 2 hituri, să avem 3 și 4 hituri neapărat. Dacă vine cineva să-i dăm, să-i dăm mare damage, mare capac. Ia uite-l, Mamă, ce vă ziceam mai devreme. Doar pentru că am avut hitul 3 și 4, i-am dat mare capac lui El Primo. De fapt, 2 capace. Și l-am liniștit. Ia. Avem și gadgetul ăsta. Bă, dar numai gadget, star power-ul ăsta mi-l dă, frate, numai super-ul ăsta. Ia, mai vreau o dată să mai dau. O să-i despar pereții. Da, cred că e ok și să despar pereții. Ia. Doamne! Deci power-up-ul se pune pe super. Da, că l-am prezentat chiar eu. L-am prezentat cu lucrul acesta. Easy, 437 am acolo la powerpoints-uri. Ia uite, deja l-am rank 5. Puțin. Ăsta e jale cu el. Eu mă voi băga pe cavernă cu brawlul ăsta, dar nu prea ai ce face. Cred că mai bine mă bag în prezent plantea după aceea cu Grey ca să fur cadourile. Dar e decent, e decent și Grey. Trebuie doar să ai puțină răbdare, puțin mai multă. Și partea ce mai tare este că tu poți, tu poți să atragi oamenii prin perete cu gadget-ul. Hai că a jucat și băiatul meu. Dacă e ceva. Nu se aude sunetul, asta e ciudat la brawlul ăsta. Deci tu poți să atragi oamenii cu gadget-ul prin perete. Chiar dacă el nu se vede că tu îl tragi prin perete. Cum e... Cum am prezis... Uite, fiți atenți, vreți să facem un test? Uite. Ați observat? Ne-am atras prin perete, efectiv. 4 power-up, dacă e cineva pe buș o să... O să-mi dea mare capa, mama, e Edgar. Da, uite și pe ăsta. Ce zici, tată? Easy! Ce zici? Bă! S-a teleportat și la cu mine! Bro, las-o naiba, era în spatele meu? Bro, pe bune că m-ai supărat. Cum să faci acest lucru? Bă, ce chestie, frate! Easy! Bine că l-am lăsat să... Ce vă ziceam? Compară-l pe Chester cu Grey. Fă-i așa o diferență cu el. Fă-i o diferență mică. Uite, vreau acum să intrăm pe Present Plunder. Și aici cu siguranță cred că o să fie mai bun. Dar vedeți, Chester e mult mai bun. E mult mai bun și de apropiere. Asta e numai de distanță. Mamă, vezi că e mapa aia, bro. Câte amintiri am pe mapa asta. N-ai ce să zici. Câte amintiri, bro. Asta e mapa, cred că, pentru Chester. Aici am făcut eu brawlerii foarte mulți rank 35. Știu mapa asta pe de rost. Ce face Poco al meu, bro? Pe de rost știu mapa asta. Știu că jucam și obitul aici. Era și asta aici. Să poți sări. O să vină Chester, Aoleu, mamă, daci. Păi observa și brawler avem. Avem Meg-ul. Avem Meg, Poco și Poco ăsta nu prea joacă. Ăștia au grif, au o grămadă de brawler. Eu mai sunt și cu brawlerul ăsta ciudat. O să dau acolo un damage. L-am omorât pe Squeak. L-am omorât și pe grif. Hai, tăticu. Du-te, fură-l. Du-te, Poco! Bine, Poco! Mamă, ce vă spusesem eu de teleport. De a fura cadoul. B.
Bine, tătii, cu asta vreau să văd. Cred că e meta aici Chester, sincer, pe mapa asta. Mai ales dacă ai un jucător bun cu care să joci. Ia. Stă grif aici, fiți atenți că stă pe grif. Bă, era deja portalul pus acolo. Bă, și eu așteptam ca să pun altul. Doamne, pe moment n-a știut ce se întâmplă. N-a știut ce se întâmplă, băieți. Doamne, ferește așa ceva. Easy. Nice. Ia fiți atenți aici, fiți atenți, fiți atenți. Nu! Cum au rămas pe loc? Da, e important, e important, du-te, poco, 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 poco. Dă-i, 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 dă-i. Ce meci? În 60 de trofee, bine. Să nu mai spunem faptul că am avut cei mai slab brawler în echipă, adică pe bune, bro, de cine va juca brawler e? Ce credeți? S-a terminat egalitate meciul ăsta. Ne-am chinuit degeaba, cum s-ar spune. Vreau să mai dau o meci ca să facem unii pe acest episod. Dar ne-am chinuit de pomană. Și am mai avut și Chester full maxat. Și de data aceasta avem Chester și în echipa adversă și numai brawler slabi. Nu pot să înțeleg pe unii, frate. Cum o să joci, bă, degeaba, să joci degeaba așa, să fie jucat? Hai, tăticu, du-te, dă-mi mingea, am zis mingea, cadou, dă-l, frățiorul meu, păs. Bravo, bă, mă mir că e cineva cu IQ. Cu IQ predestinat. Cu IQ next level. Poate cineva acolo, Spike? Să iei cadou? Nu, nu. Omul meu joacă full auto aim. Bă, dar 60 de trofee așa de competitivitate mare. Bine, că se pune, cred că și după trofeele contului tău. Presupun. A, i-a dat încetinire, bravo, frate. Păi cam asta e meciul. Ce rapid. Față de cel de mai devreme care a durat o veșnicie. În fine, cam asta a fost episodul. Nu mai are sens ca să mai îl ținem. O să mai joc eu probabil și o să mai dau niște meciuri și aici. Sper că v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vom face un live săptămâna viitoare, maraton, și o să ne mai jucăm cu acești brawleri. Pa, pa! Subscribe.